Peste 60 de sibieni au participat joi, 20 decembrie 2018, la dezbaterea găzduită de Consiliul Județean Sibiu privind un angajament local pentru viitorul Europei. Evenimentul și-a propus un dialog între autorități și cetățeni în cadrul procesului european de reflecție asupra viitorului integrării europene. Dezbaterea a fost organizată de Comitetul European al Regiunilor, COR, Delegația Națională a României la COR și platforma caleeuropeană.ro și face parte dintr-o serie de peste 180 de evenimente locale organizate în ultimii 2 ani în majoritatea statelor membre la inițiativa președintelui Consiliului Europei. Dezbaterea a fost moderată de către Dan Cărbunaru, director executiv caleeuropeană.ro. La intervențiile celor prezenți au răspuns Daniela Câmpian, președinta Consiliului Județean Sibiu, și Cristof Leon, primarul comunei Culan și membrii în Comitetul European al Regiunilor. Pe lângă organizațiile de tineret, la eveniment au participat consulul Germaniei la Sibiu, primari, consilieri județeni, directori ai instituțiilor de cultură, lideri ai unor formațiuni politice locale, dar și oameni de afaceri care au subliniat că Europa este o sursă de bune practici, iar România trebuie doar să învețe, să își asume mai activ rolul de partener în această structură asociativă care este Uniunea Europeană. Primarul Rulon a remarcat importanța unor astfel de dezbateri pentru a preveni dezinformările, precum cele la care au fost supuși cetățenii britanici, care văd acum cu întârziere efectele negative ale Brexit. Președinta Consiliului Județean Sibiu a subliniat că pentru Sibiu și pentru România beneficiile integrării europene sunt de necontestat și și-a exprimat încrederea în sibieni, care au arătat de-a lungul timpului o implicare activă cu privire la problemele europene și un spirit civic tot mai prezent. Printre subiectele aduse în discuție de cei prezenți în sală s-au remarcat problemele tineretului, cu accent pe soluțiile necesare pentru a păstra în țară tinerii valoroși, oferind în același timp șanse de integrare reală a tinerilor șomeri care nu au participat în niciun program de formare. Dezbaterea a fost una dinamică. George Cune, președintele Consiliului Consultativ al Tinerilor, a vorbit celor prezenți despre oportunitatea de implicare oferită de Consiliul Consultativ al Tinerilor, o structură activă pe lângă Consiliul Județean Sibiu, în contextul în care puține județe au înființate astfel de structuri, precum și o agendă de finanțare a proiectelor de tineret. Directoarea Direcției Județene de Tineret, Nicoleta David, a avansat propunerea ca Sibiu să devină capitala națională a tineretului în 2020. Printre cei care au avut intervenții s-au numărat Martin Boteș, consilier județean și fost președinte al Consiliului Județean Sibiu, Patrick Molen, președintele Clubului Francofon de Afaceri, George Cune, președintele Consiliului Consultativ al Tinerilor, Nicoleta David, director Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Bucur Bogdan, primarul Comunei Rășinari, Constantin Sâmbăteanu de la Centrul de Tineret Sibiu, Cristian Roman, fost prefect, actual manager al Spitalului de Pneumofiziologie Sibiu, Ștefania Câmpian, Rotaract Club Sibiu, Valentin Ivan, primarul Comunei Sadu.